Finalul acestui an este unul de coșmar pentru Alin Toșca. Internaționalul român o ține din greșeală în greșeală la Betis Sevilla, iar presa din Spania îl face praf de fiecare dată. Nici conducerea clubului andaluz nu mai are la inimă pe jucătorul trimis în La Liga de Gigi Becali pentru 1 milion de euro. Oficialii echipei i-au spus lui Alin că vor să-l vândă sau să-l împrumute cât mai repede.